Polițiștii locali au depistat un număr de 20 de persoane care practicau cercetoria ieri pe străzile orașului. Printre aceștia au existat și mai multe persoane care au acceptat sprijinul asistenților sociali în privința igienizării, fiind tunși, spălați și schimbați de hainele pe care le aveau. Căldura de afară, viața pe stradă fiind factori determinanți ai unor posibile îmbolnăviri, atât în cazul lor, cât și ai celorlalți cetățeni. Tot în cursul zilei de ieri, un bărbat de 37 de ani din aceeași categorie a oamenilor străzii a fost depistat de polițiști local spălând un covor chiar în stația STPT Gheorghe Barițiu, cu apă de la Cișmeaua din apropiere. Bărbatul a fost sancționat cu 1000 de lei. El a declarat că o femeie i-ar fi dat bani să-i spele covorul, dar a refuzat să dea detalii cu privire la persoana în cauză. Acțiunile care vizează combaterea fenomenului cerșetoriei sunt desfășurate intensiv zilnic, deoarece în ultima perioadă persoanele din această categorie au devenit un motiv de disconfort pentru ceilalți cetățeni, care se simt deranjați de prezența lor în intersecții, în parcuri, în zona centrală, în mijloacele de transport în comun, în proximitatea lăcașelor de cult sau a marilor centre comerciale. Poliția locală Timișoara face din nou apel la cetățeni să nu mai ofere bani cerșetorilor, deoarece în acest fel, pe lângă faptul că îi menținem în stradă, vin și din alte zone ale țării știind că aici fac bani din apelarea la mila publică.